Sunt inspector tehnic și o să vă spun ce presupune cu adevărat un ITP în România, un ITP corect și legal. În primul rând, proprietarul mașinii sau o persoană trebuie să se prezinte cu cartea de identitate a autovehiculului sau CIV-ul în original și certificatul de matriculare, împreună cu buletinul persoanei care se prezintă cu mașina. Acestea sunt documentele. Așadar, prima operațiune este obligatoriu identificarea. Identificarea presupune verificarea serie de caroserie și verificarea serie de motor. Seria de caroserie sau vinul, după cum știți, la multe mașini este fie când ridici capota, fie sub scaunul din dreapta, unele au chiar în portbagaj seria și așa mai departe. Noul Dacia Docker l-are chiar pe ușă, cum deschid ușa din dreapta este poansonat în dreapta. De asemenea, seria de motor, la fel, trebuie verificat codul și seria motorului. De ce se verifică cu strictețe seriile, în special cea de caroserie? Dacă se găsesc urme de sudură în jurul seriei de caroserie, înseamnă că mașina ori poate a fost furată, este vreo clonă și trebuie raportată poliției sau RAR-ului. Au fost foarte multe cazuri în România de mașini care au avut clone, practic erau aceeași mașină, aceeași culoare, erau aceleași documente și seria de caroserie probabil era diferită. Mă rog, de asta trebuie verificată. Trebuie verificate seriile cu strictețe pentru a nu te trezi că faci mașina al cuiva sau o mașină care e furată sau... Bun, identificarea. După identificare trebuie să facem diverse proceduri. Mă rog, fiecare stație are fluxul ei, așa se numește, fluxul stației de inspecție tehnică periodică. În cazul meu, de exemplu, eu imediat după identificare am fotografiere, trebuie făcute 4 poze. Primele 3 se fac imediat după identificare la mine. O poză se face cu luminile aprinse, toate luminile din față. O poză se face la compartimentul motor, o poză se face la kilometri. Iar ultima poză se face după... O să vă spun la final de ce se face ultima poză pentru codul de tranzact. De ce se face poză la kilometri? Pentru a evita fraudele. Dacă nu știți, mergeți la RAR sau la o inspecție tehnică periodică pentru ITP. O să vi se afișeze, o să vi se spună, dacă doriți, kilometri la penultima inspecție. Pentru că se pozează și se trec în raport. De ce se fotografiază compartimentul motor? Pentru că sunt foarte mulți băieți aia și am văzut vreo 2, i-am trimis la plimbare. Vin cu pisicuțe E36, motor de 1.6 în carte și când ești capot aveți 6 galerii de admisie, aveți 6 pistoane. Sunt mortul că ai 1.6 pe aia. Despre asta e vorba, fals în acte, al motor cu care mașina a fost fabricată. Nu este permis așa ceva. Trebuie să trimiți la plimbare sau să trimiți la RAR sau să raportezi. De asta se fac poze, de asta se verifică seriile. Apoi, după toată treaba asta, vin emisiile poluante. Emisiile poluante se măsoară diferit la benzină față de cele diesel. Pot spune că cele de pe benzină sunt dezavantajate pentru că la benzină avem un aparat care se numește analizor cu 4 gaze, iar la motorină avem un opacimetru. Cu opacimetru nu măsori practic decât cât de negru este fumul, nu măsori ce este în fum, particule, oxizi de azot, particulele s-ar vedea dacă ai DPF-ul scos, dacă ai le măsura, oxizi de azot s-ar vedea dacă ai EGR-ul scos sau nu funcționează. Treburile astea nu le măsurăm în România și în Europa nu prea se măsoară în Anglia, din câte știu, și prin Statele Unite. Noi în România suntem foarte friendly la capitolul măsurat noxe la diesel. Noi nu măsurăm decât cât de negru e fumul. Dacă nu vezi fumul la spatele mașinii, treci ITP-ul, simplu. La benzină nu e așa. Mașina poate nu dă un gram de fum. Da, noi la benzină când măsurăm emisiile poluante, măsurăm hidrocarburile. Trebuie să fie maxim 100 de părți per milion pentru mașini mai noi de Euro 3. Nu cred că o să vă spun de cele sub Euro 3 sau un euro, pentru că sunt foarte antice și mult de povestit. Iar când vine vorba despre monoxid de carbon, trebuie să avem maximum 0,20% concentrație de monoxid de carbon din ce măsurăm acolo pe eșapament. Mașinile noi de obicei au 0 sau 0,01, 0,02. Rarul ne lasă până în 0,20. Asta în mers accelerat la 3000 de rotații pe minut. Că noxele la benzină se măsoară odată la 3000 de rotații pe minut sau până în 3000 de rotații pe minut, între 2 și 3000, și odată la relanti, între 500 și 1000 de rotații pe minut, unde acolo te lasă până la 0,30%. Repet, pentru mașini mai noi de Euro 3. După ce se măsoară emisiile poluante, urmează testul de frână. Axa față, axa spate, frâna de staționare sau frâna de mână, fie că e cu buton, fie că e la picior cum e la Mercedes, fie că e frâna de mână clasică, trebuie măsurată frâna. Avem niște coeficienți de frânare. Per total trebuie să ai minim 50%. Dacă mașina mea e nouă de 2012, acum s-a schimbat RNTR-ul de mai. Dacă e mașina mai nouă de 2012, trebuie să ai 58%, dar majoritatea mașinilor care sunt în stare perfectă de funcționare scot undeva la 65-75. Mașina când iese pe poarta fabricii are undeva la 80, maxim. Nu prea trece de 80 nicio mașină. Frâna de mână trebuie să aibă minim 16%.
Acum nu o să vă povestesc exact cum se calculează coeficienții, nu este foarte complicat, de foarte mult de povestit. Ca și un mic rezumat, se împarte, standul face tot automat când îți listează frâna, dar ca mic rezumat se împarte greutatea mașinii la forța de frânare și trebuie să ai un coeficient de cel puțin 50%. E destul de simplu. De asemenea, când se face frâna, dezechilibru pe o axă, adică față sau spate, nu trebuie să fie dezechilibru între roți mai mare de 30%. Când sunt roțile prea dezechilibrate, există riscul să te trezești că se întoarce mașina de fund sau derapează aiurea sau nu știu ce se întâmplă, o ia într-o parte. De aceea, rarul permite dezechilibru până la 30%. Repet, o mașină nouă are dezechilibru 0. Mașina mea are undeva la 4-5-6% dezechilibru și, repet, o mașină perfectă stare de funcționare va avea dezechilibru până în 10%. După ce se verifică emisiile poluante, frânele, se verifică jocurile, jocurile la roți. Se ridică pe elevator sau, dacă ai canal de vizitare cu plăci oscilante, se verifică jocurile, față, spate, practic se verifică dacă ai vreun pivot dus, vreun cap de bară dus sau vreun braț rupt, dacă ai vreun joc, dacă ai vreun rulment dus sau, mai știu, telescoapele, dacă se simt și așa mai departe. Practic, noi în RNTR avem jocuri excesive la roți. Noi trebuie să verificăm dacă mașina prezintă jocuri minore sau jocuri excesive. După toată treaba asta cu verificarea jocurilor, se verifică dacă mașina are trusă, extintor și două triunghiuri de presemnalizare. Apoi se verifică, eu de obicei verific dacă funcționează claxonul, iar apoi se verifică toate luminile, toate. Fază scurtă, fază lungă, proiectoare de ceață, dacă mașina a fost echipată de fabrică. Se verifică pe spate poziții, avarii, lăm de mers înapoi sau marș arier, frână, ceață pe spate, se verifică pe lateral luminile de semnalizare. După aceea se verifică cum bat farurile. Avem un aparat de faruri, ne uităm dacă bate în pom, dacă bate în stânga, dacă bate în dreapta, văd dacă sunt de Anglia. Dacă e de România, trebuie să bată așa frumos spre dreapta, e un pattern așa spre dreapta. Dacă e de Anglia, va bătea spre stânga, adică imediat se vede. Și destul de important dacă farurile sunt legate cum trebuie, pentru că dacă ai faruri de Anglia pe mașină de România, mergi pe partea dreaptă, îi vorbi pe ceilalți participanți la trafic. Se mai verifică dacă mașina prezintă scurgeri de ulei, antigelichii de frână, la fel. Eu personal, când ridic mașina pe elevator, munci și să-i spun omului dacă are plăcuțe de frână, dacă sunt ok discurile, dacă văd ceva, nu știu, lopată, dacă văd vreun borduf la planetară rupt, dacă văd protecții la amortizoare rupte, le-am rog, deja e defect, trebuie trecut, defect minor, și în general verific cam tot ce se poate verifica. După părerea mea, ar trebui să se introducă în RNTR și la inspecție anumite lucruri pe care noi nu le verificăm, gen nivelul de ulei, să-i măsor uleiul, nivelul de antigel, la ce temperatură rezistă antigelul, nivelul de lichid de frână, să-i măsurăm cu un aparat care măsoară nivelul de apă din lichidul de frână. Lucrurile astea nu trebuie verificate și mie mi se pare destul de importante. Ce se mai verifică la inspecții tehnice, în general, la ITP? În general, cam tot ce este în cartea de identitate a autovehiculului. Culoarea să corespundă ce pe mașină cu ce e în carte. Motorul, ce e pe mașină, să fie și în carte. Număr de matriculare, logic. Ce e în carte să fie pe mașină. Ce se mai verifică? Anvelopele, jantele. Toate mașinile vin cu două dimensiuni de fabrică. Plus, dacă mai ai încă una, două, trei dimensiuni opționale, în carte la mențiuni. Bine, BMW-ul vine cu două dimensiuni plus încă 12 opționale sau ceva de genul. Vine, toată rubrica e plină de anvelope, de la 16 țări până la 21. BMW. Dar majoritatea vin cu două în carte, două la rubrica de anvelope și încă vreo două, maxim trei la opționale. Eu, de exemplu, am doar două dimensiuni la Audi, n-am opționale, deși cred că dacă aș face cerere la RAR, cred că aș primi. Deci eu pot să pun pe mașina mea 205x55R16 sau 225x45R17. Atât. Nu pot să pun mai mică de 16 pentru că nu are loc etrierul. Nici mai mare nu pot pentru că, bine, nici n-aș pune că aș omoră mașina, adică la motor de 1.6 să pun jante pe 19, pun degeaba, plus că n-am voie. Pentru cei care vor să-și pună jante mai mari decât e voie, pe riscul vostru, dar țineți cont că se modifică dinamica și performanțele mașinii, se vor modifica. Dacă vreți să aveți așa ceva autorizat, să zici că mă, am jante pe 16, vreau să pun pe 19 pe ea, te duci cu mașina la București, la centrul de teste dinamice, plătești undeva la 2000-3000 de lei, ți-o pune pe banc, ți-o testează, reglează asta, nu știu, mai modifică ceva probabil la vitezometru și îți dă omologare să folosești jantele acelea, dar nu se știe sigur dacă vei primi omologare.
Dar toată treaba asta costă foarte mult. Așa că mai bine, sincer, dacă chiar te mănâncă să mergi așa cu jante mari, mai bine mergi pe riscul tău și aia. Dar personal eu nu aș merge, ei mi se pare tâmpenie. Dacă mașina a fost prevăzută cu jante pe 20, nu-i tu cu jante pe 17. Dacă mașina a fost prevăzută cu jante pe 18, nu-i pune tu de 25. Știu că arată mai bine sau dă bine la impresie, dar nu știu. Pe mașina mea jante pe 17 arată bine. Să-i pun pe 18 maxim, să zicem. Dar mai mari de atât, nu. Ar sări în ochi și, nu știu, e ca și cum eu am 1,80 m și ar trebui să, în loc să port 43, ar trebui să port 48. Mi se pare că arăt ciudat. Mă rog, poate doar părerea mea. Mică paranteză la inspecții. Orice modificare neomologată la inspecție este considerată defect de respingere. Cum sunt defectele clasificate la inspecții? Avem defect minor, cu care mașina trece inspecția, defect major, cu care mașina nu trece inspecția, și defect periculos. În cazul în care mașina este respinsă, dacă tu mai ai valabilitate pe încă o lună de zile, el se va anula, deci nu mai este valabil. Ți-am dat respins, ITP-ul este anulat. Excepție fac de la regula asta, mașinile care sunt prinse în trafic de poliția rutieră, ai ITP-ul expirat, îți reține certificatul și îți dă o dovadă de circulație cu care poți să mai circuli încă 10 zile, 2 săptămâni. Noi ca inspector nu dăm nicio dovadă, ți-am anulat ITP, te-am respins, ai ITP-ul anulat. Punct. Și mai avem și rubrica cea mai interesantă, mie îmi place foarte mult rubrica aia, se numește alte defecte. Alte defecte poate să însemne orice, absolut orice. Și am uitat să specific legat de parbriz. Înainte erau permise anumite fisuri, acum nu mai e permisă nicio fisură în zona de baleaj ale ștergătoarelor. Asta înseamnă că dacă ai o fisură, hai să nu zici, să zicem că alea nu se văd și nu ne încurcă, e o tâmpenie. Dacă ai fisurica ta în parbriz, nicio problemă, poți să uiți de ea. Nu se vede pe cameră, nu o să zică nimeni nimic, nu ține nimeni talonul, poți să uiți de ea. Dar dacă ceva ramificat se va vedea pe cameră, polițiștii îți pot lua talonul, pot să am eu probleme la inspecție. Mă rog, parbrizul trebuie să nu aibă nicio fisură ramificată. Mi-a venit mie o dubă fain frumos la inspecție, o pornesc, era iarna, o bag în hală, o las să încălzească, ridicasem puțin ușa. Brusc, așa, după 5 minute, mirosea încins, ieșea un fumet sub capotă, ciofi. Când mă uit, fulia de la alternator gripată, făcuse scurt în alternator, aproape că luase foc, deja mă uitam după extintor, adică la modul ăsta se punea problema. Șoferul, a, nu, că merge, că așa face, scoate fum de nu știu când. Bă, prietene, tu ești nebun, adică tu mergi cu scurt în alternator, să iei foc, mergi ca parți să arzi ca șobolanul. Unii oameni sunt super inconștienți, adică mă bucur că a ajuns la mine, că dacă când am căutat în cod de respingere să-l resping pe alternator, nu era niciun cod pe alternator, adică cum frate, niciun cod pe alternator. De asta a fost pusă rubrica alte defecte ce nu s-au gândit cei de la RAR. Alternator, fum excesiv, defect periculos. Valea. S-a dus omul, a schimbat alternatorul, l-am pus în mașină, 1000 de lei, i-am făcut revenirea și aia a fost. A fost în regulă. Păi. Încă o chestie importantă. Mulți se tem de această super revenire. Revenirea nu costă cât costă ITP-ul, adică dacă ITP-ul este 100 de lei, revenirea e 20, 30, maxim 40 de lei, depinde de la stație la stație. Prețurile și le pune fiecare cum vrea. La Mnicu Vâlcea, de exemplu, ITP-ul e mai ieftin decât e în București. În București e 130, cu revenire 50, cu, nu știu, sunt alte prețuri și e normal să fie așa. La Sibiu am văzut că sunt inclusiv inspecții cu 50 de lei, revenire 10 lei, 20 de lei sau nu mai știu. Mi-a zis cineva că sunt stații care sunt efectiv pe minus, nu știu la ce funcționează, altă mâncare de pește. Ce vreau să spun este că dacă te resping, 30 de zile nu poți merge decât la mine. Deci nu poți să faci inspecția astăzi și mâine te duci la alt inspector. Eu îți dau azi respins pe frână și tu mâine iei bun tehnic la alt inspector. Nu există. 30 de zile doar la mine. După ce expiră acest timp, te duci după aia unde faci unde vrei. Și cam asta este cu inspecțiile. Poți avea, dacă o să mă întrebați probabil dacă ai voie, cu bară lovită, zgâriată, capotă, nu știu cum. Se mai verifică coroziunile. Coroziunile sunt total inacceptate. Nu acceptă niciun monitor. Deci e rarul, cei care stau în trafic, control tehnic trafic sau CTT, ei pândesc în general mașini vechi, ruginituri, nu știu, ceva ce sare în ochi. Cu foarte rar o să se întâmple să oprească CTT-ul un BMW din 2014 sau o mașină din 2015. Nu opresc ei așa ceva, ei opresc logane de bași pumnul pe el de rugină, mașini din 1900 toamna, ei asta pândesc. Deci, în primul rând, hai să zicem că poate e o mașină veche, dacă este în stare impecabilă și arată bine nelovită și așa, nu are coroziuni, ai șanse să nu te oprească. Da. Ei cum văd ceva ruginitură, jap, pe dreapta ți-a luat talonul, la revedere, pe coroziuni. Deci ei au boală pe treaba asta. Te lasă cu coroziuni, cu pete de rugină, nu e problemă, nu confundați. Te lasă cu pată de rugină, nu te lasă cu coroziuni străpunse, cu găuri. Găuri de rugină, pe arii, pe praguri, pe punte, pe șasiu, pe elementele de rezistență ale mașinii. Nu sunt permise coroziunile. Adică sunt, dar mare parte nu. Te lasă cu mici coroziuni pe elementele demontabile. Elemente demontabile înseamnă aripă, capotă, ușă. Dar dacă te prind în trafic cu
de bagi pumnul prin ea, salut, talon. Și în general pentru cei care m-au mai contrazis, unii pe celălalt canal, niște români m-au contrazis pe celălalt canal, că nu o să stea rarul la pândă să stea după tine ca să vadă dacă ai tu rost mai mari, senoare sau nu știu ce. V-aș da niște detalii, dar să supără cineva pe mine. Rarul are voie să-ți ia talonul pentru orice neomologat. Roți mai mari, senoane, parbriz spart, nu-ți merge frâna de mână, ți-a și permisul. Ai jocuri în casetă, îți ia și permisul. Becuri albastre, Night Crasher de la Philips de 100-200% mai multă lumină, de morbesc și mă disperă pe mine. Folii pe față foarte negre, n-ai voie decât 7% transparență pe față. Tuning neomologat, nu știu, greble de la de spoilere pe spate, alte faruri neomologate, deci tot ce e neomologat pe mașina aia, un polițist îți poate lua talonul, iar dacă e și rarul, cu atât mai grav o să ai de suferit. Deci inspecțiile sunt, după părerea mea, e destul de complexă treaba asta cu inspecția. Dacă aveți întrebări legate de inspecții, nu ezitați să îmi scrieți. Vă mulțumesc pentru timpul acordat și ne vedem în următorul video.